ceva ce chiar mă atrage și chiar îmi face cu ochiul, pentru că șef Marco Favino este alături de noi să ne prepare un tiramisu delicios. Bună dimineața! Buongiorno, bună dimineața! Buongiorno! Ce faceți? Va bene, tutto bene, tutto a posto! Io voglio mangiare una prăjitura! Tiramisu! Una tiramisu, da! Tiramisu? De unde vine tiramisu? Tiramisu, ce înseamnă tiramisu? Tiramisu înseamnă tragem în sus, ridică-mă! Și asta în ce tiramisu. Sens? Tiramisu! Tiramisu! De ce? Pentru că asta este o prăjitură tipică din nordul Italiei și era pregătită de mămici și de bunici dimineață pentru studenți care stăteau toată noapte pe cărți să studieze și să învețe și atunci dimineața ajungea un pic mai așa, mai... Obosiți, mai matmuri, mai... Exact, ca noi după ro alert. Și atunci, ca să revină un pic așa cu forță și putere, pregăteau acest tiramisu. Păi dacă acești studenți reușeau să facă acest tiramisu, înseamnă că nu este o rețetă foarte complicată. Nu este complicată, putem să o facem acasă. Important este să știm care sunt pasajele și trucuri pentru a avea un tiramisu perfect pe Italia. Hai, spune-le și nouă. Am început să pun în această caserola zahăr cu apă, să facem un sirop. De ce? Toată lumea acasă poate face direct cu galbenușuri montate cu zahăr. În schimb, știm cu toți că ouă de la țar este foarte bun, este mai colorat, este mai savuros, dar poate să aibă niște bacterii. Okay. Și atunci, procedeul de a elimina acest bacter prin tratarea termică se numește pasteurizare. Cum facem această pasteurizare în casă? Putem să pregătim un sirop, cum vedem aici. Deci cu... apă cu zahăr? Exact, sunt perfect. 120 de grame de zahăr și perfect. 50 de grame de apă. Perfect. Deci doar trebuie să udăm un pic zahăr. Okay. Așa. Și atunci când facem caramel, de exemplu, facem aceeași procedeu. Și cum ne dăm seama că siropul nostru este gata, putem să facem proba de linguriță sau lingură. Și care e consistența pe care deci, trebuie să aibă? Consistența pe care trebuie să aibă e aproape aceasta. Trebuie să iasă un fir constant. Ca un asta, ulei, așa, cumva, exact, nu? Asta înseamnă că siropul nostru a ajuns undeva în jur de 118-120 de grade. Deci, la această temperatură, noi putem să începem pasteurizarea galbenușului. Bun! Dar înainte de asta, ai foarte multe pișcoturi. Pentru câte porții ne preparați? Pișcoturile cred că sunt pentru 200 de porții, dar noi să facem doar 8 porții. Da? Am pus să fie acolo, că merge și cu cafea până când o să fie gata tiramisu, pentru că este un procedeu care durează. Câte ouă? Da. Aici am pus 3 galbenușuri, să zicem în jur de 60 de grame da? De galbenuș. Un galbenuș are în jur de 20 de grame, plus minus. Așa, și începem acum să-l montăm cu acest aparat care se numește planetară. Planetară? Da? Exact, e un mixer planetar. Dacă nu avem acasă, ca poate nu toată lumea are acasă, cum putem să facem? Și cu mixerul ăla de mână cu care se facea pandișpan. Luăm care... un jiglăr. Așa, așa. Bravo, Popescu! Știu, mă pricep și la mecanică. De mecanică ai, da. Puteai să zici cu o bucșă, cu ceva, cu un cap de bară. Dacă nu merge planetara. Mă rog, dacă te spun cam noi cumva. Important ce este? Că să omogenizăm galbenușuri și apoi începem să turnăm acest sirop în galbenuș. Eu, nu știu dacă îmi permit să iau un pișcot totuși să-l pun aici în cafea, pentru că eu nu pot să beau cafea dacă nu am ceva dulce alături. Da, sigur, așa, adică așa, așa fac se face. Italienii. Așa se face, nu? E, dolce farniente nu este chiar dolce farniente. Nu dolce e chiar farniente, e mangiare, cu ceva, bere. Da, cu exact, ceva lângă. Așa, în ce stadiu suntem acum? Între timp, am montat galbenușurile și cum... putem să simțim cu mâna, am ajuns la temperatură de vreo 30 deci de grade. Deci trebuie să se încălzească puțin. Deci trebuie, da, repet, siropul era undeva în jur de 120 de grade. Am turnat-o în fir, cum ar fi o maioneză, ca să ne înțelegem. Această căldură a gătit galbenul și între timp s-a și montat. Perfect. Cum vedem, are o consistență mai solidă de zabaione, de bezea, dacă vrem, și are o culoare mai deschisă. Da? Asta e de fapt crema. Noi acum lucrăm de fapt la cremă. Exact, noi acum lucrăm la crema. Crema care este făcută din trei componente. Acest galbenuș cu zahăr. Mai avem mascarpone. Cum vedeți, când îl adăugăm? Trebuie să facem acum crema. Mascarpone care l-am scos deja la temperatura camerei. Pentru că trebuie să se incorporeze bine. Deci nu trebuie să fie direct din frigider. Nu trebuie să fie din frigider, trebuie să fie temperat. Așa spun bucătari și cofetari. Și a treia component este albușul.
Nu e albuș? Aici există două variante. Sau cum se face acasă cu albuș, sau cum se face în restaurante cu frișcă. Frișca neîndulcită. Deci asta e frișca neîndulcită? Asta este frișca neîndulcită, da. De ce? Pentru că, de fapt, noi nu avem cum să pasteurizăm albușul în casă și atunci, ca să fie sigur din punct de vedere alimentar și de sănătate, dar să fie și gustos și aerat, folosim frișca neîndulcită. Am revenit cu șeful Marco Favino și a lui tiramisu și, deși am jurat că mă las de zahăr, dar dacă... vreau să mă țin de promisiune începând de mâine. De mâine, Popescu, de mâine! De mâine, că astăzi nu putem și dacă nu ne stresăm și facem un pic de mișcare, nu e nicio problemă cu diabetă. Așa. Am rămas la cremă, da? Exact. Vreau să știu ce face în momentul ăsta acolo. E cafea sau asta ce? Asta este cafea. Îi pun un pic de lichior amaretto sau marsala. Asta este rezultatul cu crema. Crema e senzație, arată senzație. Am adăugat la sfârșit frișca și am pus un pic la odihnit într-un sac apoș. Da, ustensila asta putem să o facem și noi acasă sau da, e specială? Da, putem să-l facem și cu hârtie de copt, facem un con, tăiem de dedesubt și am făcut un sac apoș de casă, da? Și acum? Și acum un borcan fancy, de dulceață, borcan, să zicem. Da, eu am luat borcanelul ăsta de dulceață, de ardeiuț în oțet. Așa, bun. Ce vreți? Așa. Okay. Punem un pic de dedesubt, apoi pișcoturi. Foarte rapid, trebuie un țac, pic. Pac. Un pic. Exact. Aha. Ca să nu se moaie de tot. Vezi? Așa. Okay. Când să capete gustul. Și, mai punem un strat. Un strat. Interesant. Putem să adăugăm, spre exemplu, nu știu, fructe de pădure sau dacă avem vreo fantezie sau nu e așa rețeta clasică? Rețeta clasică? Nu-ți bate joc, lasă să o facă omul cum știe. Acum, dacă avem niște pofte particulare, ne mai face și noi pofte din când în când. Asta este rețeta tradițională. Poți să zic ceva? Tiramisu așa asamblat arată foarte interesant, dar dacă stau bine să mă uit, pare făcut așa, bă, dacă ți-au rămas niște, niște pișcoturi, niște cafea și niște rom, hai să facem și o prăjiturică. Da. Nu cumva așa s-a născut? Poate așa s-a născut cu ce am avut în frigider, ne-am descurcat și Din ce n-am avut, am făcut ce s-a văzut. Stai puțin că punem acum ceva Popescu, mie place făcut tiramisu în tavă așa, în asta, cum se cheamă, știi? Ca să poți să mănânci o tavă întreagă, că așa... Borcanelul poți să zici că ai mâncat un borcan. Știi? Da, exact. Ce ai pus acum pe deasupra? Cafea? Asta este cacao. Cacao. Știi că se face și cu Nes? Da? Dacă avem deja ne cafea puternică, supărăm tare dacă, știi, nu trebuie punem să punem altă cafea deasupra. Este suficient cacao. Acum mai completăm cu niște floricele care am adus din frigider, că sunt comestibile, da? Care dau și o notă acrișoară. Mai punem și un pic de mentă și o notă de culoare. De mentă? Da. De mentă. De, de mentă. De mentă, da. Poți să degust, cum s-ar spune? Putem să degustăm, dar, da. Dar peste 2-4 ore, pentru că trebuie să stea la odihnit în frigider. Așa că, dragilor, îmi pare rău, dar trebuie să avem un pic răbdare. Asta o să ne ajute și cu metabolismul, să nu facem diabet prea mult. Și de data asta am făcut tiramisu, poate data viitoare o să facem papanașa, așa cum v-am promis. Poate data viitoare facem o salată, da. Exact, asta zic, măcar să nu mai fie poftă. Da, îl băgăm la frigider? Îl punem la frigider între 2 și 4 ore. Eu zic totuși că nu mai avem mult timp, maxim o oră îți dau. Okay. Că vreau la final să degust. Popescu, intră și tu. Da, dragă, unde la frigider? Să-l păzesc! Să nu mi-l mănânce dulceața de lângă. Exact, exact. Și pizia. Exact. Da, mulțumim tare mult. Așteptăm cu nerăbdare să gustăm din acest tiramisu.